La 31 mai intră în vigoare în Republica Moldova noile prevederi ale legii antitutun, conform cărora persoanele care vor fuma în locurile publice deschise și închise vor fi sancționate cu o amendă de la 1.000 până la 3.000 de lei moldovenești, potrivit Agora. În același timp, proprietarii de localuri și alte persoane juridice riscă să fie amendați cu până la 10.000 de lei moldovenești dacă vor admite fumatul la ei în local. Un leu românesc echivalează cu circa 5 lei moldovenești. Fumatul va fi interzis în următoarele locuri publice: în transportul public și transportul privat în care se află copii minori, sub acoperișul stațiilor de transport, în parcurile de distracții și în preajma terenurilor de joacă pentru copii, pe stadioane și arene deschise pe durata desfășurării evenimentelor publice, în piețe și alte spații publice cu aglomerație sporită de oameni.